Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii. Bonjurică, bonjurică, 5 minute peste ora 9 și 1 minut. Lucrurile se petrec întotdeauna exact, dar precis aici la Morning Glory. Așa că îi spun bună dimineața părintelui Francisc Doboș. Bună invitatul dimineața. Nostru de astăzi. Da, binecuvântează, părinte. M-ați primit cu masa aceasta. Da. Studioul acesta. Am auzit în lift că s-a început cu must. Da, cu must. Nimeni nu are probleme. Nu, deocamdată ne vedem aici, ne privim în ochi. Suntem departe de momentul da, în care, da, nu e așa, va trebui să spunem că am uitat laptele pe foc sau că se difuzează serialul nostru preferat. Părintele Francis Doboș are servicii la Arhidieceza de București, se numește, este purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București și pe 26 octombrie participă la o conferință care se numește Epic Talk 2019 și va vorbi acolo despre relația cu divinitatea. Periculos. Da, e. Aveți un pic de curaj. Ai un pic de curaj, scuze. Hai. Aș vrea să începem prin rugămintea, știu că sunteți foarte activ pe Facebook, să deschidem, nu-i așa, această rețea de socializare pe telefon, aveți? A, da. Ai? Am. Așa, părinte? Cu dezlegare. Și să căutăm Constantin Enceanu, facem cumplitul test Enceanu, începem în forță. Nu știu dacă îl știi pe Constantin Enceanu. Nu. Este un cântăreț de muzică populară din Oltenia. El duce un război de ani de zile cu alt corifeu al muzicii populare din zonă, Petrică Mâțu Stoian. Dacă nu-i de la noi din parohie, nu știu. Au o problemă cu cazanul, după cum se știe în zonă. Și nu ne referim la Cristelniță, ci la celălalt produs tot din aramă. Și are o piesă care nouă ne-a plăcut foarte mult și se numește Mă pusei lungit în pat. Hai, hai, paie verde, mărgărite, să vă zic una pe scurte, într-o zi ce mi-a venit, mă pusei în pat lungit. Lungit? Mă pusei în pat lungit, să se creadă că a murit. Să văd neva, sta ce zice, mă jenește, ori mă plânge. Să văd neva, sta ce zice, mă jenește, ori mă plânge. Eu v-am pus așa mai pe specific, că... pe profesional. Cât de cât. Așa, bun, lăsăm în pace pe domnul Enceanu. E, și invitațiilor noștri le facem acest cumplit test, numit cumplitul test Enceanu de la Morning Glory. Să vedem câți prieteni ai invitatului au dat like paginii Constantin Enceanu oficial, are și numărul de telefon pe cover. Dintre prietenii mei? Da. Hai să vedem câți prieteni... Asta este cumplitul test Enceanu. Văd transpirația cum se scurge pe chipul meu. Părintelui. Emoții. Să-l sun? Emoții. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci 425.000. Așa, și câți dintre prietenii? Cum se verifică aici? Câți dintre prietenii mei? Așa. Hai, sper să scoatem un scor. Să vedem... Da. 49. Oh! Bravo! Bravo, respect. E foarte bine. Până în ce aici... cercuri mă învârt? Hei, nu știu ce fel concentrice. De... concentrice. Așa, anul trecut, nu? Scuze, anul trecut, anul ăsta. Doamne, ce ușor trece timpul. Da, când te distrezi. Ai avut ocazia să te întâlnești cu suveranul pontif, care am înțeles că la un moment dat a scos un disc cu muzică rock. E de bine de spus așa. Da? Da. Dar nu cântă propriu zis. Nu. Dar însoțește. Da, e foarte bine. Are umor? Oh, da. Da? Oh, da. Și autoironie. E ceva de povestit aici sau trecem la următorul subiect? Discret așa, ca și cum... După emisiile povestim. Simt cum mă strânge ceva de ceafă. A început? Da. Există o declarație a Papei Francisc care spune că primul fake news a fost conceput de șarpele biblic, care i-a spus Evei că poate mușca din rodul pomului și că nu va muri. Păi nu?
Nu e primul fake news? E de aici începe. Cum reacționează părintele Francis Doboș atunci când vede fake news în presă, pe Facebook? Ești foarte activ pe Facebook? Râd. Când văd fake news, da? Nu pot să le iei în serios. Bine, sunt și unele care chiar trebuie luate în serios pentru că scot procente bune la vot, dar dincolo de asta... Am văzut mai devreme, erau știrile și un ascultător a spus Viorica Dăncilă rămâne fermă și unul a spus rămâne în fermă, nu fermă. Da, știu, am înțeles. Nu, voiam doar să contextualizăm un pic. Deci avem un fake news preferat? A râs părintele Francis când a auzit ceva? Ne amintim ceva sau... Despre papa nu. Că se spune că papa a zis, dar el nu știe. Există, avem noi unul preferat cu papa Francisc. Aha. Că atunci când a văzut filmul Patimile lui Hristos, a spus, da, așa a fost. Răilor. Nu, noi n-am zis. Ei ceilalți. Au zis. Da, ei au zis chestiile astea. Așa, acum să trecem la lucruri mai... serialul, Tânărul Papă? L-am văzut? Pope. Am văzut bucăți, da. Nu pe tot? Nu, n-am apucat. O să văd cei doi papi de acum. A, bun. Urmează. Da, e partea a doua. Se întoarce. Era și bancul ăla, dar nu-l spunem, nu? Ba, da. Hai că vă dau dezlegare de acum. E trecut de ora 9. Foarte bun. Da. În timpul celui de-al doilea război mondial, un lunetist german tocmai luase în cătare un soldat polonez. Nu știm? E ăla cu Ioan Paul al doilea, nu? Da. Da, spune-l, să audă țara. Da, și când se apese trăgaciul, o voce îi spune, nu trage, el o să ajungă papă. Păi da, să uite la superiorii. Dar și eu, și tu. Așa. În fine, să trecem peste lucrurile astea. Bun. Francis Doboș e născut în București, 1976, a făcut liceu, tot ce se putea face omenește posibil, și are servici, cum ziceam, cum se spune pe la noi, da, la Arhidieceza. Îmi place cum sună chestia asta, e un exercițiu bun de dicție. Corect. Și este foarte activ pe Facebook și este foarte iubit și foarte ascultat și are și foarte mult umor, lucru de care nu prea ne izbim în lumea bisericii. Și, mă rog, zic și eu. Și, ar fi bine să te rogi. Ai avut o postare pe Facebook în care spuneai că ai luat o pauză de Facebook. Săptămâna trecută, da. Da? Și încă mai respir. S-a întâmplat ceva? E din cauza hate-ului? Nu, este doar așa o purificare. Intrăm, că avem în fiecare an, da? În special preoții sau călugări, ne retragem așa și facem o pauză de meditație, orice. De rugăciune, de intri în tăcere. Adică începi să mai asculți, că până acum toți vorbesc, toți vor să te înveze ceva. Și atât. Sunt trei zile sau patru. Bă, sau o săptămână. La Sinaia, sau e o mănăstire lângă București. Cea mai frumoasă mănăstire pe care o avem, da? La Snagov, de fapt, e Ciofliceni. Mergând spre Snagov, undeva pe dreapta, cei care merg acolo spre lac o văd undeva înspre pădure. E cea mai frumoasă mănăstire făcută nouă acum, recent, după vizita lui Ioan Paul al II-lea, a călugărilor carmelitan de Sculți. Are niște mozaicuri excepționale. E fantastică. Și acolo ne-am retras. Și mi-am impus că doar aveam telefonul cu mine, puteam să intru în orice moment. Am făcut pauză de Facebook. Încă respir. E un fel de detox. Adică în loc să mergem în Himalaya sau în Turcia să bem sucuri. Sau la... Asta implică și un regim alimentar? Implică un anumit tip de meditație? Nu neapărat. E nevoie întâi de toate să taci ca să poți să asculți. Și mai apoi ai nevoie de cineva care să te îndrume. Ai nevoie de un antrenor. În alea spirituale. Evident că cerem. Și de data asta am cerut unui preot italian care a venit și ne-a ținut meditații, niște prelegeri sau meditații. Da. În italiană am fost câțiva preoți și e chiar e bine. Și te întorci mai
luminos de acolo? Ce neamaste. Da? maghiară nu știm, nu? Neam tu, domn Mogior. Avem nume maghiar, totuși. Doboș, dar nimeni, de la bunici mai încolo, nu știu să... În dar familia cum mea... E un nume celebru, cel puțin în zona gastronomică, de două ori. Evident. O dată în cofetării și a doua oară la nunți. Și aia muzicală. Nu știu la, la ce muzicală. Păi Doboș, de la... Și mai ales la tambur, la tobe. Da, da. Nu, nu știu ce înseamnă asta. E, aici. Doboș e... Asta înseamnă toboșar? Toboșar. Da. E... Da, da. A, bun, e bine. Sunt, m-am nimerit bine. Am fost eu idiot odată și a venit Orhan Nici Pamuk. Nici mie nu mi-a trecut. La București. Și Pamuk înseamnă bumbac. Da. În turcește. Și l-am întrebat cum se simte ca fiind cel mai cel mai cunoscut nu-i așa, pe toate tricourile turcești. E practic numele singurului scriitor care își permite chestia asta. Pamuk 100%. Așa, acum, cum face un părinte, un preot, când merge pe stradă și vede figurile oamenilor? Vorbind despre această purificare care te scoate, te absorbe, te extrage din zgomotul lumii, te așează în contact cu tine și apoi te redă lumii din care ai plecat, care te lovește în față ca un tren de mare viteză. Ce vedem pe fețele oamenilor? În general, oamenii își caută preocupare. Țin telefonul. Îmi place să merg pe bicicletă foarte mult în oraș, pentru că este o viteză rezonabilă ca să întâlnești oamenii. Nu aia de stat în trafic la semafor, aia te agită. Îmi place să merg cu metroul și îmi propun tocmai să nu scot telefonul în public. Oarecum nu reușesc. Bine, dacă sună. Dacă sună, mai așteaptă. Nu, răspund atunci. Da. Dar îmi place să nu scot telefonul și să urmăresc oamenii, dar nu acea, să privesc, nu să-i urmăresc, să privesc reacțiile oamenilor. Și odată chiar am făcut o postare, era un metrou, era o singură persoană care citea dintr-o carte. Wow! Ma, și wow. Se numea Fericirea în un act de siguranță. Nu, da, nu știu, era pe hârtie, da. Era... M-a mirat. Adică oameni care să nu-mi trebuiască căști în urechi, da. Sau să nu-mi trebuiască un ecran în fața ochilor în tot drumul meu. Evident, nu pot. Cine merge la muncă, ori ascultă ceva, ori citește, ori evită să se întâlnească cu oamenii. Adică când mulțimea te deranjează. În fond, pe mine nu mă deranjează. Sau încerc. E un exercițiu de a trăi între oameni. Nu e rău. Vedem pe fețele lor niște sentimente care ne întristează, ne agită, ne resping. Vedem încrâncenare. Încrâncenare, frică, nesiguranță, dar e ca și acum, intrând aici la voi. Adică, păi, ce ați văzut? Nu ne-am văzut vreodată. Fiecare transmite ceva. Adică ajungi să transmiți ceva celălalt când te întâlnești, chiar la prima vedere, îți dă o idee. Băi, cine este? Chipul lui, pe chip, că de-aia ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pe chip se poate vedea ceva din interior, adică poate să transmire, dincolo de... Da, da să Dumnezeu ăsta e cam încruntat în România, cel puțin. Adică cine lumea este... Fețele celor care cred. Nu cred că sunt neapărat aia care cred. N-aș zice. De ce te-ai uitat în stânga? Ia, spune tu. Ce spui de obicei? Chip. Nu. N-ai cu cine. Nu, da. Lumea este foarte, foarte încruntată, foarte furioasă, în jură la semafor, face celelalte lucruri și mă întreb dacă oamenii nu ajung să și rămână așa, pentru că este ca un fel de costum de scafandru în care te arunci în momentul în care ai ieșit din casă, circul cu el prin lume, teoretic ar trebui să-l lași la intrare, dar mi-e teamă că de mult lumea a uitat să-și scoată costumul. Da, lumea, pentru a nu generaliza, adică foarte mulți dintre noi și poate și dintre cei care ne ascultă sunt constipați relațional, adică în zonă socială mă refer. Da. Adică în aspecte publice, la semafor, obiceiul meu, cei care au mai călătorit cu mine în mașină sau la volan, eu
felul meu de a înjura în trafic este: iubiți credincioși. Așa mă adresez pe geam. Asta sună bine. Și râd, dar se detensionează, da. Am văzut că era era o postare, chestia cu cu Nuțu, cu arca lui Nuțu. Nu cu arca lui Nuțu, mai era una cu în care era Nuțu necuratul. Necuratul. Era cu două naibii de nu știu ce. A, la dracu cu superstițiile. Așa. Dar e titlul unei cărți. Da. E... e neamaste. Da, exact. Spune-i cum se cheamă. Ce? Cu accent portughez. Teama de vineri 13. Teama de vineri 13? Ah, da, că era vineri 13, da. Paraschevi de catria fobie. E în portugheză. Portughez. Mi-a zis taică-miu: băi, Răzvane, nu mai facem o glume din asta, că ăștia o să creadă că ești tâmpit. Hai, nu mai să fie sigur. Și le zici că e portughez. Dar există un preot undeva în județul Giurgiu care a ținut o predică duminica și se și inflamase puțin, cred că se și consumase ceva. Și, da. Și la sfârșitul voi mă țineți pe predicii. Vă mulțumim! Mamă, da! Am ați lăsat niciun pahar cu apă, n-ați dat, ca să vă câștigați împărăția. El a simat-o! Să văd dacă se ridică. Dumnezeu e bun cu noi astăzi. Păi da? Și slujitorii lui, hai, da? hai. Hai să vedem. Că n-a coborât Dumnezeu așa. Da. Ei, și ăsta le-a zis, i-a întrebat pe Enoriaș. Va apel cu slujba, predica? Da, părinte. Omenica viitoare vă fac una și mai adreacu. Acum, doi copii au produs niște stricăciuni săptămâna trecută într-o școală din Clejani, pentru că s-au enervat de la o jucărie. Am vorbit foarte mult despre, și Laura a făcut un reportaj despre stările de nerve ale copiilor. Cum se manifestă? I-a întrebat cum se manifestă ei când se enervează și a fost semi-amuzant până la un punct, când am aflat că unul se mai destinde bătând-o pe sora lui mai mică. Și cealaltă întrebare a fost cum se manifestă părinții voștri când se enervează. Și am văzut că părinții și copiii sunt în aceeași direcție și culmea este că și momentul se desfășura în prezența părinților. Atât copiii cât și părinții vorbeau cu un aer foarte destins, zâmbitor, despre toate lucrurile astea, ca și cum n-ar fi nimic în neregulă. Am mai avut un moment, un reportaj făcut de Ioana despre violență, în care lumea povestea despre curele, despre bătăi din astea din copilărie, cu cel mai destins aer din lume și ca despre un firesc. Cum comentează un preot catolic povestea asta? Că bătaia nu-i ruptă din rai. Asta odată. Și furia? Păi, n-am cerut apă. Băi, ce facem? I-a fost doar te las pe tine să povestești acolo. Nu, întorc. Așa. Nu, între timp a venit paharul cu apă, dar eu am dat sticla de prosecco. Păi da, e altceva, da. Da, până o deschide. Dar mă întorc la întrebare, nu o evit. Bătaia nu-i ruptă din rai. Adică copiii imită. Copiii imită totul. Da. Chiar și bătaia. Adică o văd undeva. Chiar dacă au oarecum, vezi un copil care face mofturi, este ispitit să și el de la vârste fragide să pună mâna, să întindă, să-și ceară. Adică e bătaia, un fel de a cere drepturile, cu violență. Uh-huh. E vorba de educarea gusturilor. Gusturilor relaționale, bine. Adică bătaia este un fel de acquired taste. Cum ar fi durianul, nu? Adică îți obții, pui tu... Cu mucegai. Cu viermi. Copiii imită ceea ce văd. De ce spun că este foarte importantă? Eu mă gândesc la situația mea, nu că mă dau de exemplu, dar mă uit în mine, în trecutul meu. Au fost fermi și tandri. Cum se balansează în educația copilului tandrețea cu fermitatea pentru o educație corectă? Pentru că de foarte multe ori prea multă tandrețe produce oameni depresivi la vârsta adultă. Pentru că dacă nimeni nu-ți spune că nu ai voie la toate, nu le poți obține pe toate, când ai frați, surori, trebuie să împarți, nu ți se cuvine totul, trebuie să înveți de mic, nu doar să te lupți, ci să distribui.
lucrul ăsta de mic, fără să-ți dai seama, te ajută că există și alți oameni în jurul tău. Dacă cumva tandrețea aia sau totul ți se permite de mic și atunci dai voie copilului să facă orice, absolut orice, mai apoi la când ajungi la un job și ești refuzat odată de două ori, intri în depresie. Mai bine să ai exercițiul acesta de tandrețe și de fermitate din partea părinților, acea fermitate care nu devine violență. Pentru că cine poate să-mi spună mie că nu am greșit sau chiar să mă corecteze sau chiar să mă oarecum să mă atenționeze și ferm, să mă tragă de mână, decât cine mi-a arătat că ține la mine și pe acela îl voi asculta. Da. E foarte important, pentru că nu poți asculti pe cineva care doar te atenționează sau spune că ești prost, că nu faci bine. Aici mă refer și la că na, ați invitat un popă, asta este. Adică atunci când un preot sau cineva doar îți spune că ai greșit, că n-ai făcut bine, că păi, nu e în fișa apostolului nici a preotului și nici a lui Dumnezeu, doar să-mi spună că am greșit, că asta știu singur. Nu trebuie să-mi spună cineva. Adică deja conștiința mea îmi spune de foarte multe ori în viață că băi, am greșit, nu trebuie să mă mai repete celălalt, ci doar să mă ajute să ies de acolo. De aceea adică, să arăt că țin la oameni. Adică, și apropo de discuția pe care o făceam, cum văd eu oamenii atunci când ies pe stradă? Adică pe acei oameni, întâlnirea cu mine poate modifica, adică nu zâmbesc ca tâmpitul, scuzați cuvântul zâmbesc. Da, adică nu e... Adică nu e clizeală. Da. Adică, poți să transmiți, suntem energie pentru noi, nu e doar energia lui Neamaste. Da. Dar adică e suflu, e Duh Sfânt, pentru mine are o altă conotație. Da, o spun aici la Rock FM, ce? Nu? E foarte bine pentru da, că... Și noi transmitem niște duh evident, de dimineață. Și de-aia lumea râde ca proasta în trafic. Dar să știi că, uite, vezi, cineva spune, știu că am greșit. Nu eu, Horia a greșit. Da. I-a dat părintelui apă. Da. Când în mod normal trebuie să se audă așa. Și în continuare să se audă așa. Mai e o chestie, iartă-mă că te întrerup. E premisa asta, copilul e un... Scuză-mă. E un îngeraș și el nu are nevoie de niciun fel de îndreptare, el este în mod natural bun, educația nu face decât să ne strice, școala ne strică, contactul cu lumea ne strică și ne influențează calea asta în care noi suntem by default buni, din construcție. Păi ce suntem, Mowgli? Nu știu, păi asta zic. Wow. No? Are un litru paharul părinte. Să fie, binecuvântează. Da. Să fie primit. Să fie, da. Ar fi mult mai bine, da. Băi, nenică, da, e... Deci nu suntem Mowgli. Adică... Adică educația are o funcțiune de echilibru. Educația este esențială. Vezi că ție ți-a pus mai mult. Evident. Eu beau și pentru... Bea și pentru mine. Preventiv. Educația este esențială. Adică ce te faci fără educație? Și aici nu mă refer doar la școală. Da. Educație de viață. Adică viața pe care ți-o dă mama cu lingurița. Nu doar laptele. Cuvintele, tonul, zâmbetul. Și pe Dumnezeu. Că, de fapt, eu l-am primit pe Dumnezeu tot cu lingurița mamei. Că nu e... Vine așa încet. Adică pe înțelesul meu. Sună și asta bine. Dar... Acum revenind la biografie, ce îi spuneau părinții când eram mic? Chestia aia pe care ți-o repetă părinții. Eu că stai fiecare. Popa limba. Îți stai popa limba? nu ai mei, dar în copilărie am auzit-o de nu știu câte ori. Pe străzile din voluntari, da, fii cu minte că stai popa limba. Deja era, popa avea un răsunet în fișa postului. Adică ai grijă ce spui că... E, cum? E o muță moartă? În poartă? Așa Popa în poartă. Cine este Fantoții? Ah, Fantoții, come on. You do not know Fantoții. Vai. Cine este? Era un personaj de italian, de filme de astea de comedie, dar absolut cretin. Omul mă rog, o întrebare de la ascultătorii noștri. Vă dați seama ce nivel are audiența. Dacă omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de ce unele ies Scarlett Johansson și altele sunt fica lui Fantoți? Mamă, da, nu, deci...
Deci e wow. Deci, dar caută pe... Este wow. Și mai am o întrebare. De la un puști pasionat de jocuri video, ce puteri speciale au carmeliții de sculți? Se cât poate au, spune la ora cât au mana, da. Oh, oh, da. Nu, scuze, da. Nu se poate de la radio. Nu, nu, nu. 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 Și poate că e mai bine așa. Deci, carmelitanii de sculți au o țuică de miere excepțională. Țuică de miere? Gata, asta nu găsim în niciun joc video, dragi copii. Da, nici pe niciun touch. Țuică de miere? Poți să continuăm această discuție după emisiune. După emisiune. Asta înseamnă putere specială, Nenica. Știi vorba aia, e un proverb secuiesc. Dacă aș avea palincă, n-aș avea. Revenim imediat, da, că spumant avem. Revenim imediat după reclame, numai puțin că ne lasă ăștia în pace. Dumnezeu nu ne ajută. Calopurile publicitare. Glory. Morning glory, morning glory. Zbiară într-una toste nori. Deci, în concluzie, sunteți la... Oh, stai mă, dă-mă muzica mai încet. Sunteți la Morning Glory și foarte bine faceți. Părintele Francis Doboș este invitatul nostru astăzi. Măi, nu știu dacă voi cunoașteți ce înseamnă un spuman bine răcit. O, da. Dar asta a adus părintele. Și relația cu Italia se vede. Adică, respect, știm să lucrăm pe substanță, perfect. Vorbind despre puterile speciale ale carmeliților de sculți, Domnul tărie poporului său va da. Asta e un psalm. Nu știați, nu? Nu. Mai trece și voi pe la biserică. Numele tău, că ai lăsat pe drumul spre Zalău atâția pomi în care atârnă prune. Aceste fructe bune în budincă, în tarte, în magiun sau în găluș, sunt minunate numai când le guși sub forma lor lichidă de călincă. Te-ai îngrijit și ai răsădit copaci pe orice șans, pe orice deal mărite și astfel vezi doar fețe fericite și nu există nici beții săraci. M-am tot uitat la ceilalți pomi, subțire. Abia de vezi 3-4 verzăciuni, nu bogăție cum ai dat la prun de atârnă ca turbatele în neștire. Au pus săranii bețe ca proptea să nu se rupă crengile de roadă și stau la pândă una să nu cadă și le stropșesc cu ciudă, nu așa. La fiecare casă e un cazan și toamna când se termină borhotul miroase drumul spre Zalău cu totul, ațuică de te îmbată la volan. Pe aici nu vezi divorțuri numeroase, că dacă e răchie din belșug, bărbații stau acasă și nu fug, că li se par femeile frumoase. Așa că, Doamne, dacă suntem buni și îți ascultăm de toate cele sfinte, fă o minune, te rugăm fierbinte, și pune în toată țara numai prun. Bun. Oh. Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori? Părinte, mulțumim pentru această recomandare. Nu știam această odă a prunei. Se găsește se găsește pe YouTube. Și să nu credeți că mă ocup cu numai cu astea, dar na. Și că părintele Doboș a postat ieri pe Facebook, ne-a trimis un ascultător un print screen cu profilul tău, că vii astăzi la Morning Glory și cineva ți-a comentat: părinte, aveți grijă că exact cu dă de băut. Nu, că am dat eu. Eu? Oricum, exact cu dă de băut e pleonazm. Părinte, sunteți pasionat? Ești pasionat? Bine, te iert. Da. În copilărie voiai să devii pilot? De... Nu! Fiecare dorea să fie pilot. Da, da? Eu am vrut să fiu pompier. Stupid, știu. Adică, mă rog, eroic, dar... E, clasic. Te uiți la fața mea, fug victimele de mine ca de incendiu. Au zis cineva să aducă extintoare, că... Da, ăștia... exact, da. Spui exact cum spui extintor. Joci golf? Joc golf, destul de rar în ultima perioadă, dar... O dată pe an, bine. Da. Și
joc când, golf, când lovim, așa să dea Dumnezeu, nu? Da, mai e bancul, sunt o grămadă de bancuri de astea și cu golf și preoți, când joacă duminica și nu prea, na, duminica e ziua Domnului, trebuie să fii la biserică și joacă preotul golf duminica, face un... dă o lovitură trăznet care, wow, foarte rar în viață, dar nu poate să spună nimănui, că nu, nimeni nu o să-l creadă în zi de duminică că te-ai dus să joci da. Golf așa de bine. Deci sunt, da. Joc golf, zbor, sau îi fac pe alții să zboare. Bine, nu pe fereastră, în sens spiritual, adică la înălțimi relaționale cu Dumnezeu, cu... Da, colegi mai avem care joacă? Cred că sunt singurul țignit de prin zonă care joacă golf dintre preoți. Da, ciudat, că sunt, e un sport scump, ar trebui să atragă multă lume. Da, 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 da. M-am prins. Nu, nu, nu s-a dat trofeul Crosa de Aur? Nu, no, nu, nu, nu. Cum comentăm cu Camila aia? Eu n-am înțeles care e treaba cu Camila. Ce aveți voi cu Camila? Cu Camila omului. Nu, pilda aia biblică. A. Mai ușor trece Camila. Hei, uite, a? Omul și-a luat-o acasă. Dar oare? Nu i-au luat-o, că avea acte pe ea și mi se pare normal. E totuși, ei, un ierbivor, da. Adică ce rău poate să facă cu Camila? Da. Da. Adică mai ușor intră o Camila pe ușa... Nu știu dacă știi bancul ăla cu cei doi dinozauri care stăteau pe malul mării și priveau un apus superb, malul oceanului, și vedeau o corabie îndepărtându-se pe linia aceea aurie lăsată de soarele care se scufunda în valurile ca de creștar. Și unul zice, dădeau amândoi din coadă așa nervoși, zice, Noe! Noe, final mama ta! Yeah. Vezi, ca să înțelegi bancurile ai nevoie să știi un pic de Biblie, un pic de... Cunoașterea Scripturii te ajută să râzi mai bine, că altfel... A, da? Păi nu, altfel înțelegeai un banc de genul ăsta dacă nu știi un pic de Biblie, cu Noe, cu... A... E adevărat și treaba asta, da. Măcar dar, pentru glume. După glume, poate vine altceva, ceva mai... În fine, stăm de voie, prima, nu știu, 2 ani, nu prea am avut a face cu zona asta, dar ești un preot atipic, cel puțin atipic, înțeleg că și copilăria te-a ajutat, ai trăit într-o comunitate cu foarte mulți copii, te jucai, erai deschis. Erau normal. Da. Okay. Bine, în sensul ăsta. Și biserica nu te bagă în cutiuță, nu trebuie să execuți programul de Doamne ajută? Păi da, dar ce treabă? Programul e program, iarăși programul, adică atitudinea cu creativitate. A preotului Francis Doboș, care scrie, păi face mișto de Nuțu Cămătaru pe Facebook, da, e ne-a cerut okay? Ne-a cerut să fim nu era iubește pe aproapele tău? Păi tocmai de aceea, o iubire... Da, până la Cămile, adică... Tata! Vezi, poate mă dau jos la tine. Aoleu. Dumnezeu nu ne-a cerut să fim buni, ci semnificativi. Da. E periculos să fii bun. Adică nu să fim pămpălăi. Da, bun. Dar deci... adică să fii semnificativ. Asta nu înseamnă cu orice cost să... Așa, focuri de artificii. Nu. Dar epidemia asta de narcisism caritabil, cum e privită din zona bisericii? Că dacă se taie Facebook-ul, naiba mai știe că ăștia sunt militanți, că ajută oamenii. Da. E nenorocire, nu știu ce ne facem. Cum e asta? Trebuie să se vadă când ești bun? Selfie cu Dumnezeu a făcut cineva? Da, ne-am dorit mult. Adică eu sunt smerit, dar îmi place să se știe. Ți-a plăcut asta? Da, se știe, smerenia e meserie. Hai, nu leșinați. Hai, nu, de ce sens are? Avem spuman să ne revenim. E, da. E un lucru bun. Am jucat și fotbal? O, da, în copilărie sunt bioxid de clay la fotbal. Dar în copilărie eram cel mai bun portar. Da,
La asta mă pricepeam. Cu toții am fost cel mai bun portar. Și Julio Iglesias. Dar mai apoi fotbalul l-am lăsat deoparte. Mă rog. M-a lăsat el pe mine. Uite că ăștia totuși, eu sunt convins că ăștia care susțin teoria pământului plat se uită totuși la fotbal. Posibil, deși... Adică ei cred că totuși mingea există. Și e rotundă. Părinte, mai avem o întrebare din asta, puțin mai serioasă. Sunteți plictisitori. Că e lumea prea tangibilă. Adică vrem tot timpul dovezi și recunoaștere și recompensă. Asta e lumea așa cum e construită ea astăzi. Și credința sau genul ăsta de relație de echidistanță față de univers, de oameni, de sine, nu? Poți să trăiești așa, fără să simți nevoia să-ți faci un selfie cu toate gesturile tale. E puțin imaterială și pare puțin depășită de situație. Mai cum funcționează treaba asta? Adică, care e strategia să-i aduci pe oameni aproape de ceva care, până la urmă, are legătură cu sinele lor profund, cred eu. Deci, deși facem glume proaste aici, partea asta de acest lucru nu ai cum să te atingi, pentru că e imaterial. Băi, e atât de imaterial încât îmi ia carnea mea. Adică dacă în mine nu se vede, sau dincolo de toate miștourile mele și de toate glumele, dacă nu se vede că sunt și altceva, că sunt și altă materie, aia imaterială, adică rupt din Dumnezeu, înseamnă că devin doar un păcălici, un panglicar, doar un... ca lumea să se râdă și atât, nimic mai mult. Dar dacă în substanța mea sau în privirea mea, în gesturile mele, în ceea ce spun, în glumă, în ironie, autoironie, nu transpir sau nu-l transpir pe cel imaterial, înseamnă că mi-am greșit și nu am o strategie. Adică nu se merge pe strategie, pentru că nu avem de făcut numere. Adică nu merge pe numere. Nu e ca la circulație, că ăștia ca au plan de amenzi. Nici măcar așa. Adică ori... Adică sunt eu, ăla care mă las oarecum. Adică dacă m-am virusat de Dumnezeu, se va vedea lucrul ăsta. Adică în ghilimele. Adică dacă m-a atins, atunci și eu nu voi face altceva decât să zic, ia uitați ce am găsit. Dar există genul ăsta de relație de respect reciproc față de oameni care nu merg neapărat la biserică, nu sunt practicați ai unui cult, dar se poartă ca și cum ar exista ceva deasupra noastră, această lege morală sau spirituală care ne animă și ne face să fim buni, niște ființe grațioase, să spunem. Putem crea o astfel de relație? Da, există, dar sunt atâția oameni de bun simț, cu o moralitate atât de profundă, fără să fi trecut pe la vreo biserică, templu sau în altă parte. Asta nu înseamnă că pentru mine, eu spun, relația mea, eu spun ce am întâlnit. Adică nu pot să trăiesc decât cu un Dumnezeu care devine personal. Adică cu Dumnezeu la care s-a făcut carne, care spun că e imaterial, dar e atât de material că a luat o carne, Iisus Hristos, care și-a luat carne și acum o ia pe a mea. Adică atunci când în biserică proclam cuvântul lui Dumnezeu, adică ceva, așa cum prin radio ajungi la urechea celor care te ascultă prin cuvânt. Prin cuvânt îi poți modela, îi poți crea, îi poți face creativ, nervoși. La fel Dumnezeu atunci când coboară, cuvântul are puterea de a crea. Are aici puterea de a crea și da. De aceea spun, pe mine cuvântul ăla mă plăsmuiește. Nu doar ăla în biserică. Și când ies din biserică, adică și venind aici la voi, deschizând o sticlă de Prosecco și... Dar în fond, dacă vă gândiți bine, Iisus Hristos nu a făcut cele mai multe minuni pe la masă? Păi eu asta am vrut să zic, să vă punem totuși un pahar cu apă în față, să vă descurcați singur. Auzi că Horia mi-a pus, dar l-am băut. Că sunteți pe felie cu Domnul, da. Revenim imediat după reclamă. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris. Deci, în concluzie, bonjurică, suntem la Morning Glory și foarte bine facem în felul nostru.
Părintele Francis Doboș este invitatul nostru de astăzi și urmează ultima parte, practic. Deși cu asta ar fi trebuit să începem. Ne-a adus un spuman minunat, un Milesimato. Prosecco, da, se vede că avem relații la sursă și e foarte bine așa. Părinte, hai să vedem ce vrea lumea de la tine. De cele mai multe ori. Vrea să vadă să devin fereastră. Pentru defenestrări, apelăm la dumneavoastră, nu? Nu, să devin fereastră, adică, băi, să se vadă o bucată de cer și prin, dincolo de hăhăială, de ironie și autoironie. Adică să vezi breșă în cer pe undeva. Adică să-ți dai seama că e o legătură. Adică pot să fac de Wi-Fi pentru Dumnezeu. Sună simpatic asta. Nu? Cu cine are o problemă sau cu ce are o problemă părintele Francisc Doboș acum? Cu mine. Se pare de bun simț, da. Cu mine am cele mai multe sunt probleme. Convins că sunt și mulți alții care tot cu tine au tot o problemă. Tot cu mine. Da, da. După cum văd eu că merge treaba. Da, cam ce te deranjează? Că aș putea să spun și eu câteva lucruri din ce mi-a spus Horia despre tine mai devreme, dar nu vrei să auzi. Nu, vrei să auzi așa ceva. După ce ieșim din direct. Hai, bine, zile, hai. Asta e o tehnică foarte bună. Te duci la unul pe care nu vrei să știi ce mi-a spus ăsta despre tine. Poți să sădești sămânța îndoielii atât de ușor. Atât e de ușor. Ca aia cu Eva. Da, exact. E valabil și pentru tine. Fake news. Deci, o problemă? Probleme, Gogule? Da. Probleme? A? Sunt? Multe, dar... Nu vorbim despre pe post. Nu, le domesticez. Adică nu le domesticez, le exorcizez problemele mele. Adică, în fond, problemele e o luptă constantă cu diavolul în diferite forme, dar iarăși care n-are coarne și coadă, dar care se insinuează în gândurile mele. Adică, în fond, e frica, nesiguranța, neîncrederea. Da? Aia mea, adică ispita aia constantă de a fi neîncrezător, de a fi timorat, de a mă apăra, de a-mi crea un turn de filde sau scut și toți ne creăm până să devenim sau poate și în forma noastră de a glumi, de multe ori mascăm o așa, adică bravăm prin glume și prin dar în fond inima noastră. Suntem fragili, adică să nu fie frică să fiu fragil. În fond, natura umană. Adică nu pot să maschez prin nimic fragilitatea mea și asta este forța, în fond. Da, încep să vorbesc la Rock FM de așa ceva. Nu mă probleme. Nu mă năcazăre. Începeam să iau pe serios. A fost bine. Ești talentat, e păcat să renunți acum. Ți s-a interzis vreodată accesul undeva? În Doha. Dar de ce? Păi am cerut viză și nu mi-au dat-o. Ce ești credeau? Credeau că mă duc pentru misiuni? Eu eram turist. Serios? Da. Mă. Dar mi-au dat-o chinezii. Chinezii au început. Au frică de Dumnezeu. Că le dă jos serverele. Un cuvânt sau expresie care te enervează foarte tare astăzi, părinte? Mai greu cu enervatul. Păi nu știu, sunt foarte calm, n-am nimic. Nu știu, nu. Chiar nu. Nu? Nu. Din asta de pe care l-auzim pe stradă, la televizor, la radio. Nu? Nu. Da, 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 nu pot să spun la... Hai că începe să-mi placă de tine, părinte. Și pentru că, oricum, nu poate să facă ce face, ce a făcut superiorul, adică să transforme paharul cu apă în... A venit cu două sticle, ca să înțelegeți ce fel de om e invitatul nostru. O să sorbim și o să pomenim. E acest gest. Un tic verbal are părintele? Cred că da, că tot mai... Care? Expresii, că aici la...
predici. Da? Unii mă mai atenționează, dar... Ce acolo. Ar fi? Ce se repetă? Pe care folosesc pe. Mamă! E bine. E greu să fii atât de acuzativ în... Doamne ajută! Un sunet pe care îl consideră părintele Francisc Doboș irezistibil, în sensul bun al cuvântului. Asta. Asta? Semn de profunzime. De cugetare, de reflexie. Da. Când stai cu cineva de vorbă. Dacă ar putea să aibă o putere supranaturală, părintele Francisc Doboș, care ar fi aceea? În afară de ce vorbeam mai devreme. Nu, mi-aș alunga herghelia de demoni, dar... Na. Cu aia mă lup de dimineață, adică de când mă trezesc, dar e domestică față. Lupta asta, constantă. Dacă mâine ar veni apocalipsa, ce ar mânca părintele Francisc Doboș la ultima masă? Hai că în sfârșit emisiunea devine serioasă. Matriciana. A, da? Da. Și ce... Pentru că o gătesc eu, știu să o gătesc. A, bun. Adică ce aș face dacă în jumătate de oră ar veni sfârșitul lumii? Aș rămâne aici și am termina în glorie. Tot sertarul. Că mai avem un mic depozit. N-aș fugi nicăieri. Adică, ca să fac ce? Mulțumim foarte mult. A fost o întâlnire foarte bună și am sentimentul, așa am rămas eu cu sentimentul, că e posibil să o și repetăm. Și îți mulțumim foarte mult, părinte Francis Doboș. Mai te așteptăm, mă, liniuța ai la noi, pe care să vii. Liniuță? Adică, da. Ce liniuță? Mă, liniuța ai, așa se... Mai te așteptăm, cum scriu ăștia. Nu văd liniuțe pe masă. Da. Ești cel mai bun, țin-o tot așa. Noi nu avem altceva de zis. E păcat să renunți acum. Și ne bucurăm foarte mult că... Atât a bătut. Și mai era bancul pe care voia să spună Horia mai devreme. Ci că un agnostic vine la poarta raiului și Sfântul Petru îi spune: Doamne, e un agnostic, e un ateu la poartă, ce îi spun? Spune că nu sunt. Vă pupăm dulce pe cea grea. Mulțumim, părintele Francis Doboș. Vă salută și neamaste. Mai ciocnim o dată și pentru voi. Să aveți o zi frumoasă și să nu vă plouă foarte tare. Ne auzim mâine la Morning Glory și până atunci vă lăsăm cu John the Revelator. Carry me with a little sugar. Good morning, good morning, Morning Glory.